O ploaie puternică, însoțită de grindină, a făcut prăpăd în grădinile oamenilor din satul Săiți Căușeni. Din imaginile postate pe internet se vede că gheața a fost de mărimea unei nuci. Ca și fasole și păpșu, și harbuz și zămos și piepin și morcov și seclă roșie și Femeia spune că șuvoaiele erau puternice, iar grindina atât de mare încât a reușit în doar 20 de minute să distrugă tot ce aveau oamenii prin jurul casei. Toată munca, tot și piepini și pătlăjic și harbuz, mai scurtăceam să harmantetul. Când au tunat, parcă a fi mântuitul lumii și nu s-a terminat. Apa a venit de acolo, din părțile de pe drum, și eu am pus la poartă scândruși și scândrușele au venit în coașă, nu putem opri. Ravagiile au lăsat-o pe Maria Anani fără o bună parte din păsările din gospodărie. Câteva rațe și pui au fost luate de ape. Apa vine pe și a merge, era la genunchi, apa. Eu când am intrat în ogradă, ograda era tot plină cu apă. Păsările tăti pluteau, mergem pe apă și strângem așa. Grindina a făcut ravagii și în livezile gospodarilor. Fermiera Galina Cocoș deține o livadă de 200 de hectare cu meri, caiși, prunci și piersici, iar în urma ploilor, recolta a fost afectată în totalitate. Toate fructele, în timp de 20 de minute, a rămas fără roadă, care noi am muncit timp de 8 luni de zile. El nu mai este salvat de acum, nu mai poate nimic salva, că el este mâncat ca cum ar fi de fiare mâncat. Astăzi trebuie să începem culesul la piersic, prima roadă. Și-am lăsat tot lucrul, că de acum nu mai avem ce strânge. Pagube de jumătate de milion de lei are și Mihai Platon, care deține o plantație de viță de vie pe 25 de hectare. Strugurii, 100%, toți sunt afectați. Bobițele sunt traumate, ele vor fi în timp apropiat, dacă nu vor fi tratate, cu substanțe chimici cicatricile de blocat, atunci strugurii mai departe se va deteriora. Primarul din Săiți susține că au fost spălate și drumurile din sat. În aceste zile urma să fie dată în exploatare o porțiune reparată pentru care s-au alocat 400.000 de lei. Însă ploile au dus totul pe apa sâmbetei.